Romvac, tradiție și inovație în sănătatea animalelor. Cu Romvac, animalele sunt sănătoase tot anul. Dragi prieteni, bine v-am găsit! Întâmpinăm cu bucurie Crăciunul, ziua nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. La toată casa-i lumină, la tot omul masa-i plină, iar colindele se aud pretutindeni vestind nașterea pruncului Iisus. În această ediție specială a emisiunii noastre vă vom prezenta colinde și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou din Comuna Coșula, județul Botoșani. Mulțumim pentru aceasta primăriei și Consiliului Local Coșula, personal domnului primar Mircea Catrinei, ansamblului Bujorelul, precum și domnișoarei învățătoare Corina Harașmoc, directoarea acestui ansamblu, și domnului Adrian Ursache, instructorul inimos al ansamblului Bujorelul. Sunt Ionica Voiculețu Brumăraș și vă urez un Crăciun fericit, cu belșug în casă și lumină în suflet. Și vă invit să răsfoim în continuare pagini de album distractiv. Sunt Elisabeta Turcu și doresc tuturor românilor, oriunde s-ar afla, toate gândurile frumoase pentru sărbătorile Crăciunului, cu pace, cu belșug, cu bucurii și voie bună. La mulți ani! Când colindătorii vin peste dealuri, peste văi, numai fete și plăcăi bucuroși vin să colinde prin ogradă și prin tinde. Zile bune și mult spor la casele tuturor. Frumos ninge afară, neica vine-n sănioară. Vine, vine printre văi, în clinche de zurgălăi. Eu l-aștept ca altă dată, cu vin și cu pâine caldă. Se vede că n-a uitat, de Crăciun s-aducă brad. Prin cetina ta văd copilăria mea, cum în seara de ajun l-așteptam pe Moș Crăciun. Cu frații ne bucuram, cu puțin ne mulțumeam. Și acum sunt bucuroasă când văd bradul verde în casă. Și cât o fi bradul verde, sărbătoarea nu se pierde. Sărbătoarea de Crăciun, păstrată de la străbuni. Și-ți-e gata și ne pune după masă. Sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Și ne-ntină cu horinică la Crăciun, așa săptică, sărbători cu
pentru mulți ani să vă sie. Și ne-ntină și cuzin, ca și rândul la creștin, sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Să trăiască gazda nost, cu ajuns Crăciun frumos, sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Colindița-i gata, gata, cazda să ne facă plata, sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Plata noastră nu-i multă, să trăiască cine ascultă, sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Sărbători cu bucurie, într-o mulți ani să vă sie. Ia zi bre, neagugule, unde te duci cu capra asta? Vezi mă, a ajuns să râdă lumea de tine dacă nu mănânci. E bolnav bre, de-aia nu mănâncă. De-aia e bolnav, că nu mănâncă. Mai bine iei medicamente de la Romvac și așa-l pui pe picioare. Au de toate, și pentru cai, păsări, oi, vaci. Ai auzit mă, bagă la cap că poate eu uit, Romvac. Cu Romvac, animalele sunt sănătoase tot anul. Mă voi adresa în egală măsură colectivului Romvac, beneficiarilor noștri și tuturor colaboratorilor noștri, inclusiv emisiunii dumneavoastră, Album Distractiv. Vă urez cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun și a Anului Nou tot ce este mai bine pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Vă urez multă sănătate, iubire, fericire, putere de muncă, iar moșul să vă aducă în sacul său cele mai dorite și prețioase cadouri dumneavoastră și apropiaților dumneavoastră. La mulți ani, pe anul 2015! Iar ție, Ionica, în mod special, îți doresc multă putere de muncă și succes la emisiunea ta, iar din partea firmei noastre te rog să primești niște daruri de Crăciun. Vai, mulțumesc mult de tot, vă pup, Moș Crăciun de la Romvac. Iată că sponsorul nostru principal nu se dezice, are grijă în continuare ca noi la Album Distractiv să avem daruri de sărbători. La rândul nostru
eu personal și echipa emisiunii Album Distractiv urăm companiei Romvac să își crească prezența pe piețele externe, să aibă grijă în continuare de angajații săi, să aibă putere financiară și să reprezinte în peisajul economic românesc același lider care a fost de 40 de ani să rămână lider în continuare, iar conducerii firmei, personal doamnei doctor Iorica Chiurciu și domnului director general Constantin Chiurciu, le doresc să trăiască ani mulți și fericiți, să aibă putere de muncă, să aibă succese tot mai mari, să-și împlinească tot ce doresc să împlinească și încă nu au împlinit și să aibă grijă de companie, să creeze locuri de muncă pe mai departe și să rămână sponsorii noștri principali, nu-i așa, ai emisiunii Album Distractiv. Mulțumim și Doamne ajută! Aș vrea să nu pierd ocazia pentru a ura emisiunii Album Distractiv, audiențe tot mai mari și sponsori generoși. La mulți ani, Album Distractiv! La mulți ani! Astăzi, în cadrul rubricii Interviul Săptămânii,
am privilegiu de a-l avea invitat pe primarul comunei Coșula din județul Botoșani, domnul Mircea Acatrinei. Bine ați venit în cadrul emisiunii Album Distractiv, domnule primar. Mă bucur să vă văd. Vă mulțumesc pentru invitația noastră și colaborarea care a început între noi și postul de televiziune care dumneavoastră îl reprezentați. Câți locuitori are comuna Coșula? Comuna Coșula are 3600 de locuitori. Este atestat documentar din 1535, din timpul domniei lui Petru Rareș. Din câte sate este compusă comuna Coșula? Comuna Coșula este compusă din 4 sate, Coșula, Pădureni, Șupitca și Buda. Este o ispravă a visternicului lui Petru Rareș, care a zidit mănăstirea pe care noi coșulenii o avem permanent sub supraveghere și mergem sărbători de sărbători, de duminică, duminică la să ne închinăm, să ne ajute Dumnezeu, pentru că această mănăstire a înființat și comuna Coșula, pe lângă ea s-au adunat cetățenii și au devenit comuna Coșula. Matia Cosorvei se numea visternicul, de unde a devenit și denumirea comunei Coșula. Putem spune că sunt bine vechiul cu nou, pentru că mănăstirea este construită veche din 1535, cum a spus, din timpul domnului Petru Rareș, de Matia Cosorvei, mănăstirii care în perioada de glorie, mai bine spus, era ca număr de călugări a treia din Europa. Lucrările lui Herodot au fost traduse din limba greacă în limba savonă la mănăstirea Coșula. Alături de mănăstire este și un pod din timpul domniei lui Ștefan cel Mare din 1503, cu un an înainte de a se pierde, a construit acest pod în comuna Coșula. De ce am spus în bine vechiul cu nou? Pentru că în 2008 a luat ființă o nouă construcție în comună cu o nouă mănăstire care, cu ajutorul lui Dumnezeu, în 2015 se va sfințe. Doamne ajută! Deci, ca și turist, dacă îți propui să vizitezi comuna Coșula, obiectivele turistice pe care le poți avea în agenda ta sunt cu siguranță mănăstirea Coșula cea veche, da? Da. Podul Ștefan cel Mare, așa. Mănăstirea Zosin, mergând spre Vorona, avem schitul de la Oneaga, avem pădurea cu codri de stejar, masa haiducilor în pădurea de codri de stejar, schitul Vorona, mănăstirea Vorona și după aceea se poate merge frumos prin Tudora și să ajunge în partea de sud și nord a Bucovinei. Comuna Coșula a fost sub administrația Comunii Copălău până în 2003, când s-a reînființat din nou Comuna Coșula, unde avem o perioadă de 10 pe 11 ani, când Comuna a simțit o dezvoltare, atât din punct de vedere economic, cultural și din mai multe aspecte. S-a schimbat aspectul Comunei, au început drumurile să se asfalteze, chiar în perioada respectivă este în curs de licitație a unui drum de 3,4 km, aducțiunea de apă, canalizarea, stații de operare și în continuare avem programe de 10 km de drum comunal pentru asfaltare. Probabil că vom obține aceste fonduri pentru asfaltarea acestor drumuri prin fondurile structurale. În perioada asta de 10 ani s-au construit 3 școli, o grădiniță, o sală de sport, un telecentru, au fost împetruiți peste 60 de km de drum, atât comunal, sătesc și uliți și drumuri adiacente drumurilor comunale și sătesc, cât și o parte din drumurile care merg în la terenurile agricole. Domnule primar, în activitatea dumneavoastră cotidiană, cum vă ordonați prioritățile în raport de nevoile și solicitările cetățenilor comunei Coșula? Periodic facem, de exemplu, strategia de dezvoltare în ceea ce privește finanțarea la Uniunea Europeană. Strategia de dezvoltare trebuie să o pregătim din timp. Acum este din 2014-2020. S-au purtat discuții cu cetățenii din comuna Coșula și
prioritățile au fost următoare: infrastructura, aducțiunea de apă, dar și grija față de tineret și de o parte din bătrânii care sunt cu probleme și nu se pot deplasa, nu mai pot munci pentru a-și întreține viața de zi cu zi. De exemplu, la bătrânii noi am angajat în jur de 40 de cetățeni tineri până la vârsta de 24 de ani, prin legea 116, prin direcția muncii, care iau grijă de bătrâni, să le aducă apă, să le aducă alimente de la magazin, să le taie lemne. Noi am făcut și cursuri pentru zidari, pentru lucrători în piatră. Am școlarizat aproape vreo 250 de tineri din comuna Coșula pentru a practica meseriile pentru care au făcut cursuri și au luat o diplomă. Avem în plan construcția unei școli și a unui cămin cultural, pentru că noi nu avem să desfășurăm activități în ceea ce privește activitatea culturală și ar fi binevenit un cămin cultural în comuna Coșula și îl dorim și o să ne ajute Dumnezeu să o și realizăm. Cu siguranță veți reuși acest lucru, pentru că sunteți oameni de ispravă, pentru că dumneavoastră știți să mobilizați și cetățenii, să ecualizați în jurul dumneavoastră pentru a realiza proiecte pe care iată și le doresc de multă vreme și cu dumneavoastră împreună o parte dintre ele au fost deja duse la bun capăt. Sunt Harașmoc Corina și sunt directoarea Căminului Cultural din comuna Coșula și directoarea Ansamblului Bujorelu din aceeași comună. Sunt Adrian Ursache și sunt instructorul Ansamblului Bujorelu. Vă invităm alături de noi să urmăriți tradițiile și obiceiurile de Crăciun și de Anul Nou în interpretarea Ansamblului Bujorelu din comuna Coșula. Ne primiți urarea noastră! Iată, anul nou s-a apropiat, vine, vine ca un împărat. Iată, anul nou s-a apropiat, vine, vine ca un împărat. Moș bătrân cu barbă mare, cine ești de-mi stai în cale? Ești vreun Ștefan sau Mihai, ce mergi glorios în rai? Hai, răspunde-mi cine ești, dacă vrei să mai trăiești. Eu sunt moșul ce nu poate ca să-ți dea răspuns la toate. Păi la întrebarea ce mi-ai pus, de-aș muri, nu-ți dau răspuns. Dar tu, țâncule îngânfat, cum naiba de-i cutezat să mă tulburi din visat?
Păi tu pe aici cum ai intrat și te plimbi ca un turbat? Hai, răspunde-mi cine ești, că-și cu toiagul te lovesc. Eu sunt anul nou vestit, care în lume a venit. Când în lume am venit, multă lume am fericit. Când în lume am intrat, multă lume am bucurat. Ah, tu ramura tinereții, ruptă dintr-a mele bătrânețe, tu ești anul nou vestit care în lume a venit? Da, eu sunt anul nou vestit care în lume a venit. De ești tu cu adevărat? Vreau acum să-mi juri curat că ai grijă de popor, de oameni, de truda lor. Tu să faci la lume bine, să faci mai mult decât mine. Jur să am grijă de popor, de oameni, de truda lor. Jur să fac la lume bine, să fac mai mult decât tine. Măi, anul nou și anul vechi, haideți să urăm, să colindăm, lumea să o bucurăm. Să urăm, să colindăm. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim din nou la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Drumul-i greu și-am obosit, drumul-i greu și-am obosit, de departe am venit, la mulți ani, mulți ani cu bine. Noi la Vifla acolo pe fân jos,
Mesia, Mesia, crai cu daruri au venit, seaua i-a călăuzit, s-a născut pe fânusca de îngeri înconjurat. Mesia, Mesia, s-a născut pe fânusca de îngeri înconjurat. Mesia, Mesia, vă vestim, iubiți creștini, tindeți mese cu lumini, s-a născut pe fânusca de îngeri înconjurat. Mesia, Mesia, s-a născut pe fânusca de îngeri înconjurat. Mesia, Mesia. Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește și începe a ura pe la casa Colinda. Hăi, hăi, trageți brazda, măi, flăcăi! Hăi, 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 hăi! Și pocniți din bici la voi! Mâine anul se noiește, plugușorul se pornește, plugușor cu șase boi să arânde popușoi. Hăi, hăi, trageți brazda, măi, flăcăi! Hăi, 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 hăi! Și pocniți din bici la voi! Boii, boii de la roate, cu cornițele pe spate, boii, boii din mijloc, cu cornițele de foc. Hăi, hăi, trageți brazda, măi, flăcăi! Hăi, 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 hăi! Și pocniți din bici la voi! Boii, boii dinainte, cu cornițe poleite, boii, boii din mijloc, cu cornițele de foc. Hăi, hăi, trageți brazda, măi, flăcăi! Hăi, 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 hăi! Și pocniți din bici la voi! Porniți plugul, năzdrăvani! Moștenit de la Traian! De la Traian împăratul, de când ne-a rămas uratul, tot cu braze adânci trase pe câmpile mănoase, și mai trageți două brazde pentru noi și pentru gazde, pentru noi, pentru tot satul, pentru un an și pentru altul. Păi a pocnit, flăcăi, din bici, din cavale și tilinci, că ne prinde noaptea aici, băi! Și-avem de trecut păduri, văile și munții suri, și-o dumbravă minunată de Ștefan Vodă arată. Trageți brazdă, măi, flăcăi, și sunați din Zurgălăi să se audă în munți și voi! Că s-a sculat acum mai an și vestitul domn Ștefan. El pe față s-a spălat, rugă Domnului a dat și pe cal a încălecat. Peste câmpuri s-a uitat să aleagă loc curat, de arat, de semănat, grâu mărunt și grâu de vară, să răsară până în seară. Și-a chemat șapte feciori pentru cele șapte mori, șapte fecioare adunate de prin alte șapte sate, să le fie de ajutor
la coptul colacilor. Mai pocniți, flăcăi din bici, din cavale și tilinci, că ne prinde noapte aici, bă! Grâul în care l-a încărcat și la moară a plecat, dar a hoața cea de moară, când văzu atâtea care puse coada pe spinare și fugi în lunca mare. Lunca-i mare, frunză n-are, lunca-i mică, frunza-i pică. Dar mărarul meșter bun zări moara în cătun, după moară el s-a dus, moara înapoi a dus, și-o prinse de călcâi, și-o puse înapoi pe căpătâi, și-i dete cu ciocanul în șele, și-o puse înapoi pe măsele, și-a făcut făina leasă, s-o ducă la domn acasă, să facă colaci cu flori pentru mândri urători, noaptea pe la cântători. Păi și-o blua și noi vreo cinci, că suntem flăcăi voinici. Trageți brazdă, măi flăcăi, și sunați din zurgălăi, să se audă în munți și văi. Brați, îl am alături de mine pe domnul Gică Croitoriu, producător al preparatelor țărănești din carne, Scuza. Bine ați venit în cadrul emisiunii Album Distractiv, domnule Croitoriu. Bine v-am găsit și eu. Și noi vă mulțumim pentru invitația pe care ne-ați făcut-o și mă simt foarte onorat să vă spun câteva cuvinte despre preparatele Scuza și unde le pot găsi consumatorii. În magazinele din Suceava, din Fălticeni, în Piața Centrală, în Târgu Neamț, lângă Piața Centrală, în Piatra Neamț, tot lângă Piața Centrală, în Bacău, la intersecția cu aeroportul, în Iași, în cartierul Alexandru și vor mai urma și alte magazine pe care ne face plăcere să le punem la dispoziție consumatorilor. Noi facem preparatele țărănești, așa cum am învățat de la bunici, de la părinți, să le afumăm cu lemn de fac, de așa, și mai mult coapte la tor, la celulele care sunt construite din cărămidă și focul care ne dă un gust deosebit. Și pentru că am fost atât de onorat și v-au plăcut preparatele noastre, și eu la rândul meu vin să vă mai ofer încă un coș acum în preajma sărbătorilor, să vă bucurați la o masă copioasă. Iată ce bunătăți aici! Invitatul meu astăzi a fost domnul Gică Croitoriu, patronul firmei Scuza. Sunt Ionica Voiculețu Brumăraș și vă doresc un Crăciun fericit, cu multă lumină în suflet, cu belșug pe masă și în mijlocul celor dragi, sănătoși și voioși.
mulțumim sponsorului nostru principal, Romvac Company, producător de vaccinuri și medicamente pentru toate speciile de animale. De asemenea, dorim un Crăciun fericit conducerii companiei Romvac, personal domnului Constantin Chiurciu și doamnei Viorica Chiurciu, cărora le doresc viață lungă, sănătate, prosperitate și succese tot mai mari în activitatea de zi cu zi. Crăciun fericit! Mulțumim restaurantului Turbo Tequila din București, care este gazda perfectă pentru filmările emisiunii Album Distractiv. Dorim de asemenea să adresăm toate urările de bine și un Crăciun fericit familiei Șerban. Mulțumim hotelului restaurant Casa de Piatră din Suceava, care vă așteaptă în fiecare zi cu meniuri alese și condiții de cazare excepționale. Crăciun fericit! Mulțumim domnului Gică Croitoriu, patronul firmei Scuza, producător de preparate țărănești din carne, care vă așteaptă în magazinele din Suceava, Fălticeni, Târgu Neamț, Piatra Neamț, Bacău și Iași, pentru a vă convinge de calitatea de excepție acestor minunate produse. Mulțumim Conacului Zăicești din județul Botoșani, care vă așteaptă cu dotări și condiții de 4 stele, ce vă vor face să vă simțiți ca niște boieri ai timpurilor moderne. Mulțumim pensiunii Cetinița din comuna Sucevița, județul Suceava, care vă așteaptă zilnic într-un cadru mirific cu bucate alese și condiții de cazare minunate și personal soților Doinița și Gabi Grigorean, patronii acestei minunate pensiuni. Mulțumim doamnei Elena Magopăț din comuna Marginea, județul Suceava, care vă așteaptă să vizitați muzeul și magazinul de produse ceramice din comuna Marginea, județul Suceava. Mulțumim primăriei și Consiliului Local Coșula din județul Botoșan, personal domnului primar Mircea Catrinei, pentru sprijinul acordat în realizarea emisiunilor Album Distractiv de Crăciun și Anul Nou. Dragi prieteni, iată că și această ediție specială de Crăciun a emisiunii Album Distractiv a ajuns la final. Mulțumindu-vă pentru faptul că ne-ați urmărit, vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare. Până atunci, vă las în compania programelor televiziunii favorit, Televiziunea Cântecelor Noastre. La Romvac, la Romvac, găsești tratament de leac pentru păsări și ovine, pentru porci, pentru bovine. La...